Sărbătorile pascale sunt cele mai importante sărbători din an, motiv ideal pentru familie și prieteni să se adune în jurul unei mese pline, de la care nu trebuie să lipsească bucatele tradiționale, atent alese și pregătite de gospodine. Pentru masa de Paște se vopsesc ouă, se frământă cozonaci, se face pască, apoi carne de miel e pregătită pentru ciorbă și condimentată pentru zilele când va sfârâi pe grătare. Dar pentru ca sărbătorile să fie îndestulate, gospodinele trebuie să înceapă pregătirile din timp și să dea fuga la piață pentru a cumpăra cele mai proaspete legume, fructe, cărnuri, condimente și altele trebuincioase. Cât cheltuim pentru bucatele pentru masa de sărbătoare, aflați în reportajul ce urmează. Cele mai preocupate de sărbătoarea Paștelui sunt gospodinele, care cumpără toate necesare pentru a împodobi masa de Paști. În piața din Glodeni, carnea de miel costă între 60 și 75 de lei pentru un kilogram, însă în supermarketuri prețurile sunt mult mai pipărate. Dacă mergeți la stână și cumpărați direct de la cioban, vă poate costa mai ieftin și așa mai rămâneți cu niște bani în buzunar. Cozonacul și păscuțele le veți cumpăra cu 7-13 lei în dependență de mărime. Cam în jur la 1.500. Ați cumpărat tot ce e necesar? Nu prea toate, dar în oricare caz majoritatea ați cumpărat. Până acum nu se vede nimic, aici n-am cumpărat de 1000 de lei, dar de-am trebuit să m-am dus mai eu încă de vreo două. Carne. Tot ce ești pământ, tot gătim. Și am apucat la părinți. Ce sunt? 500-600 de lei am făcut. E ca cam ce ați cumpărat? Oamenii spun că produsele pentru masa de sărbătoare sunt cam scumpe. Gospodinele vor procura ridiche cu 40 de lei kilogramul, ceapa verde, pătrunjel și mărar cu 5-6 lei legătura, roșii cu 40 de lei, cartofi cu 4-5 lei pentru un kilogram, castraveți cu 45 de lei, iar morcovi cu 10 lei. Să nu uităm de ouă, acestea pornesc de la 1,40 leu de bani bucata. Potrivit lor, o masă de sărbătoare poate costa între 1.500-5.000 de lei. O masă costă scump cât atât scumpie, că uite, un vântunat nu se vede nimic, așa uite o grămadă bani. Și cam cât o să vă coastă toată masa de sărbătoare? Vreo 5.000 de lei. Nu se vede. O bucățică de cârnață, o bucată de sâr. Carne de miel. Am cumpărat. Păscuți am cumpărat și cadouri pentru copii am cumpărat. Pentru a nu le lipsi nimic de pe masă, glodăninii sunt dispuși să cheltuie atât cât este necesar. Însă sunt și persoane care au un buget limitat și trebuie să se încadreze în el.